Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfășoară activitatea de recrutare a candidaților pentru admiterea în unitățile de învățământ post ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea octombrie-decembrie. De asemenea, locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Totodată sunt admiși candidații care au fost declarați apt medical în ordinea descrescătoare a notelor finale. Candidații declarați admiși au obligația să depună diploma de bacalaureat în original la instituția de învățământ la care au fost admiși.